Deși este aproape ora 15, caloriferul acesta este în continuare rece, deși reprezentanții regiei autonome pentru activități nucleare promiseseră că azi, 1 noiembrie, toți severinenii vor avea căldură în case. Mii de severineni s-au trezit de dimineață cu gândul că au scăpat de frigul din apartamente, numai că în multe zone agentul termic s-a lăsat mult așteptat. Printre cei care sunt nevoiți să tremure în continuare în case, sunt cei care locuiesc la intersecția străzilor Cicero și Mihail Cogălnicianu. Am vorbit cu băiatul Bratelmo și a zis că de astăzi începe să se încarce instalația la punctele termice pentru a da căldură la oameni. Până la ora asta caloriferele s-au încălzit? Nu, sunt reci. Oh. Sunt reci și e frig totuși. Cu aceea situație s-au confruntat și cei care locuiesc în zona podul Gruii. La ei situația este și mai complicată pentru că reprezentanții asociației Bloc 7 Splai au solicitat furnizarea agentului termic încă de acum trei zile. Nici până acum nu a sosit agentul termic, iar eu am solicitat să, să fim anunțați cu câteva ore, să fie lumea în apartament, pentru că pot fi diverse defecțiuni și a fi omul acasă ca să-și le rezolve. Nu ni s-a răspuns nimic, deși blocul nostru este izolat, este frig, Dacă la noi este atât de frig unde blocul este izolat, vă dați seama cum e în altă parte. De deci ce este frig? Noi am solicitat, într-adevăr, să ni se dea căldură de pe 30. Noi suntem, la noi majoritatea sunt pensionari, oamenii au vrut să li se dea căldură, plătesc dânsii, nu plătește nimeni locul dânșilor. Reprezentanții societății de termoficare spun însă că furnizarea agentului termic a fost reluată în întreg municipiul. Există însă și câteva excepții. Asociațiile de proprietari care au anunțat secția de termoficare că au scăr de bloc cu probleme tehnice, reparații nefinalizate la instalațiile interioare pentru încălzire, nu vor beneficia de agent termic până la remedierea defecțiunilor pentru a se evita producerea de inundații în apartamente. Se arată într-un comunicat de presă al regiei autonome de activități nucleare. În cazul în care tremurați în continuare în apartamente, iar blocul dumneavoastră nu are nevoie de reparații la instalația de încălzire, trebuie să luați legătura cu reprezentanții asociațiilor de locatari și cu cei de la RAAN. Soluția este la cei din urmă, pentru că banii pentru încălzire ajung la ei și în mod normal trebuie să se intereseze de tot confortul dumneavoastră. Pe surse am aflat că reprezentanții RAAN sunt într-un mare impas. Pur și simplu a cedat conducta magistrală a orașului pentru că au introdus brusc agentul termic. Așadar, din cauza incompetenței unora, oamenii tremură de frig în case fără să aibă vreo vină.